am apăsat bine. Ok, era pe vremuri o emisiune, în urmă cu un deceniu, ea se chema Razii de Noapte și era făcută de doi oameni pe care îi chema Radu. Radu Naum și Radu Bancu. Acum sunt Razii de Seară, Radu Bancu și cu mine. Încadrându-o pe Andreea Lăsuceanu, care trebuie complimentată nu pentru că e lângă mine, ci pentru că face într-adevăr o culegere de scriitor român contemporan cu ștacheta exigenței pe care nu o coboară, ceea ce e mare lucru. Și asta și pentru vocitoarele și cobele care anunțau funerar moartea prozei române, dacă nu moartea, în orice caz boala gravă, o combinație de, știu eu, colecist cu neoplast și cu alte lucruri. Nu, proza română se simte foarte bine și avem aici o dovadă. Acum, mie mi s-a spus când întrecerea devine pulmonară, după când le dați seama, deci un concurs de boxe, de fapt. Mie mi s-a spus, când îți arăți entuziasmul, nu te despleti. Eu o să mă despletesc și am făcut-o deja și Radu a constatat pe pielea lui că a ajuns vedetă în libertate, ceea ce nu-i la îndemâna oricui, pentru că ieri alaltă era fost aici un reporter de la un ziar care se schimbă, apropo, deci nu e libertatea de acum, nu e libertatea de acum câțiva ani, și care m-a întrebat dacă am o recomandare de făcut. Și i-aș fi spus că recomand cartea chiar dacă nu m-ar fi întrebat. Am spus că din punctul meu de vedere, întâmplă să ce s-o întâmpla, la capitolul literatură, asta este cartea lui 2018. Sigur, premiile se vor da după rețetele știute, pe filierele știute, dar pentru mine nimic nu cred că mai poate înlocui acum, în noiembrie 2018, o carte de forța, de tandrețea, de violența și mai ales de talentul acestui om. Deci eu știam că Radu e talentat. Îi citisem poeziile, îi citisem jurnalul, știam că are și ascuțiși, da? Că n-are numai floretă. Îl știam ca pe un factor de efervescență culturală în Sibiu și așteptam și eu, cum a spus și Andreea, să văd ce poate în proză. El are și cărți pentru copii, deci un om multifacetat. E bine, am început să citesc romanul și autorul aici de față vă poate confirma că i-am trimis un mail, cred că citisem o treime și i-am spus că sunt hipnotizat, că sunt cucerit și că din punctul meu de vedere și a urmat complimentul pe care îl cunoașteți. A nu se crede că asta este o carte pe care nu o poți lăsa din mână. Unu, e destul de grea. Doi, e foarte indicat să o lași din mână. Să-ți iei câte o pauză din când în când și să te bucuri. Să stai să deguști cartea asta. Pentru că este o carte pe multe paliere și o carte care vorbește nu doar despre un talent. Că talent știam despre Radu Pare. E o carte care vorbește despre disponibilitatea unui om de a se pune la dispoziția celorlalți. Pentru că ce face Radu acum în anumite locuri din Sibiul vechi și din Sibiul de azi, o face și în ipostaza lui civică și în ipostaza lui etică, se împlinesc, iată, mâine, poimine, se împlinește anul, de când Radu și grupul Vă Vedem din Sibiu stau frumos în fața PSD-ului și le amintesc acestor domni că există și ei pe lume. E o coincidență frumoasă că locuri, că piața în care se desfășoară această veche civică apare și în carte. E o coincidență, dar e mai mult decât o coincidență, seria de simetrii care îmbracă romanul lui Radu. O să vedeți care este legătura dintre curba lui Bernoulli și o parte a anatomiei unei fete pe care o cheamă Mega, dar nu de la Mega Image, ci de la Mega Death. O să vedeți cum tutelează Mircea Ivănescu această carte. El e prezent ca moto, este o strofă din Mircea Ivănescu, el este prezent și în carnea cărții. Și este o carte, repet, dură și sensibilă. Este nu o paradă de erudiție, este o desfășurare explozivă de talent, cu ricoșeuri în alcooluri și în genetică, în muzică și în poezie. Există acolo frumoase referiri la, și la poezia pe care a tradus-o Radu, pentru că este un fabulos traducător de poezie, dar și la muzica anilor 70-80.
apare Syd Barrett cu personalitatea lui și cu muzica lui siderală. Apare The Doors, de fapt, dragostea acestor doi oameni. Așa începe, cu protagonistul fredonând Riders on the Storm la muzică, nu fredonând, cântând la muzicuță, și cu Mega venind lângă el și începând să-i ține sonul. Este o carte care îți arată legendele fondatoare sau parte dintre legendele fondatoare ale orașului, printre care povestea greavului Herman și a felului cum a delimitat el perimetrul Sibiului viitor, legând între ele, punând una în prelungire altea, niște fâșii subțiri din pielea unui taur jucuit. Este o carte cu imagini pe care nu le-am mai găsit până acum și pentru care vreau să-i mulțumesc, în primul rând, în numele dumneavoastră și apoi în numele meu, că a apucat să o scrie și că a livrat-o în forma asta. Felicitări și Andrei pentru felul în care gospodărește colecția de scriitori român contemporan. Bravo, ai legătură! Și este.